Biblioteca județeană Ovidensușianu Hunedoara Deva, în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva, organizează în ziua de 21 aprilie 2016, ora 17, în foaierul central al Casei de Cultură Drăgan Muntean Deva, un eveniment editorial de importanță excepțională, lansarea lucrării Deva Monografie. Aceasta este prima lucrare cu caracter științific de mare anvergură, prima monografie autentică a municipiului Deva. La elaborarea ei a luat parte un colectiv interdisciplinar format din cunoscuți specialiști, naturaliști, istorici, profesori, bibliografi, care au studiat documente de arhivă, majoritatea acestora aduse pentru prima dată la cunoștința publicului. A fost valorificat imensul fond documentar al Devei, sutele de dosare aflate la arhivele naționale și necercetate până acum. Monografia este structurată în două volume. Principalele capitole prezintă cadrul natural al Devei, istoria orașului din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, cu un capitol special dedicat cetății, simbolul orașului și cu detalierea unor momente cruciale din istoria așezării, precum Revoluția de la 1848-1849 și Marea Unire de la 1918.